foarte mulți ani, încă din adolescență. Universitatea din Salamanca era pentru mine Universitatea lui Unamuno. Acum, după ce am fost la Salamanca și am descoperit cu o emoție pe care cu greu pot să o descriu, scrise din secolul XVI pe ziduri drepturile omului așa cum au apărut în secolul XVIII-XIX în restul Europei, pentru mine Universitatea din Salamanca și Francisco Vitoria este un fel de loc geometric al Europei, a ceea ce a însemnat mai târziu Europa. Este ca izvorul din care Europa intelectuală s-a format. Faptul că am aflat doar acum câțiva ani despre existența lui Francisco Vitoria și despre faptul că drepturile omului au fost formulate pentru prima oară la Salamanca este poate o dovadă a inculturii mele în domeniu. Dar eu cred că este de fapt ceva de-a dreptul bizar în felul în care se fixează în conștiința mondială lucrurile. În mod normal, cred că această realitate, Francisco Vitoria și locul unde a trăit, ar trebui să fie pentru drepturile omului, cum este Platon pentru filozofie, de exemplu. Și cred că este o vină a Spaniei că nu-și impune ideile în care a avut prioritate. Cu atât mai mult, astăzi, poezia este importantă în lupta tuturor relelor, începând cu violența, cu non-toleranța, dar este mai ales importantă în epoca noastră de ultimă oră, pentru că, între timp, umanitatea a pierdut multe din formele de spiritualitate în care credea, iar poezia rămâne una din ultimele credibile. Ser libre no es un derecho que se da, sino un talento con el que se nace, un talento que en literatura se confunde a veces con el talento literario.